În încercarea de a acoperi gaura de buget de 10 miliarde de euro, Marcel Ciolacu caută soluții. Premierul ar vrea reducerea cu 30% a numărului de secretari de stat, dar și reducerea cu 50% a consilierilor directorilor generali. Pe de altă parte, liberalii cer eliminarea voucherelor de vacanță pentru unii bugetari. PNL, în schimb, nu este de acord cu taxarea cu 1% a locuințelor mai scumpe de 500.000 de euro. Monica Mihai, editor Alev News, vine cu mai multe detalii. Iată că există diferențe de opinie între cele două partide, vorbind de PNL și PSD, în ceea ce privește luarea măsurilor fiscale, acele măsuri pe care noi le discutăm pe surse, pentru că nu este nimic oficial de mai bine de jumătate de lună. Înțelegem că în această dimineață liderii din Partidul Național Liberal s-au întâlnit pentru o discuție neoficială, acolo unde cel mai probabil au discutat inclusiv măsurile fiscale, pentru că l-am văzut pe Aleș Bogdan, prin vicepreședintele, care după această ședință a venit și a spus că PNL, de exemplu, nu este de acord cu impozitarea cu peste 1% a locuințelor care depășesc 15.000 de euro și că nu este de acord ca să împovăreze sistemul privat, care oricum și așa este destul de mult împovărat. Totodată el spunea că nu avem cum să venim, spunea, de coaliția de guvernare la un an și 8 luni de când am preluat mandatul și să propunem măriri de taxe, având în vedere că atunci când coaliția a preluat guvernarea României a promis exact acest lucru românilor, că nu vor veni în acești 4 ani nici cu taxe mărite și nici cu măsuri care să îngreuneze cetățeanul. Nu se pun de acord cele două partide, pentru că vedem Marcel Ciolacu, de exemplu, așa cum spuneai și tu, vrea reducerea numărului de șef de instituții de la 12%, cât este ponderea în prezent, la 8%. Se știe deja de vreo săptămână, se tot discuta această variantă propusă de PSD, de reducere cu 200.000 de locuri de muncă. Vorbim de acele locuri de muncă din aparatul bugetar care sunt neocupate și care implicit ar trage după ele desfințarea anumitor funcții de conducere din anumite direcții de la nivel local. Rămâne să vedem la ora 16, Alex, vor exista discuții între liderii PNL și cel mai probabil după această ședință, la care va participa inclusiv Marcel Boluț, care este ministru de finanțe, se va merge la o discuție la Palatul Victoria.